Hei, 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 internauții mei! Sper că sunteți cu zâmbetul pe buze și pregătiți podcastul nostru Educație 3.0. Astăzi avem un invitat tare special, bineînțeles, Alexandra Scoruș, aplauze! Uh -uh! Bună, Alexandra, voi ce vă bucur bună. că ești alături de noi. Ce faci? Cum te simt? mult pentru invitație. Tocmai ce am aterizat în București, că pe perioada verii sunt mai răruți, că e mai drăguț, mai fug pe la munte, la mare, că e foarte cald aici. Foarte cald, da, chiar da, în București da, da. E... nu nu se poate trăi <laughs> foarte bine. Azi, de exemplu, sunt 36 de grade, dacă vă interesează. <laughs> Dragilor, Alexandra cred că este una dintre voluntarele cele mai dedicate pe care l-am văzut în viața mea. Alexandra, portoful tău este super vast și cu de toate. <laughs> Poți să-mi povestești așa puțin ce face în momentul prezent? În sfârșit, după atâtea voluntariate, lucrez și în domeniul ONG. Sunt angajat angajată în două ONG-uri, și anume la Adopt un Copac, unde mă ocup de voluntari și îi coordonez. Adopt un Copac este programul de împădurire la Asociației Vitor Plus și ne ocupăm cu plantările în sudul României și în același timp sunt și fundraiser pentru Autism Voice, care este un centru pentru copii cu autism. Cum am ajuns de fapt să fac asta? A pornit încă din timpul liceului, dar de fapt, impropriu zis, de prin gimnaziu. Am avut parte de profi care mi-au transmis emoția asta de a face bine printr-un fel sau altul și s-a prins de mine în liceu când am gustat că pot să fac asta la un alt nivel. Și am început cu prim ajutor, cu maratoane, cu diverse. Și acum, spre exemplu, am 21 de ani. Și în continuare fac voluntariat, nu mai fac la același nivel, e mai greu să mai mi-aloc atât de mult timp, pentru că Trebuie să și lucrez să mă întrețin, să duc o viață și eu de altfel. Da, dar oricum e foarte fain că lucrezi și ai rămas în continuare în mediul ăsta al tinerului, da, da, tot aici te-ai te -ai îndreptat. Deci putem spune că faci un voluntariat așa, chiar full-in, full-job voluntariat. Da, da, da. Și la autism, voi știu că ai fost și terapeut, ai avut da, experiență și... Da, inițial am fost shadow, adică am însuțit un copil cu autism la școală, el făcea terapia acolo. A venit o propunere să mă angajez ca terapeută, abă... Am făcut și asta. Și bineînțeles să te întreb și de colaborarea pe care o ai foarte frumoasă cu Eli. Uh -huh. Acum am văzut că ați pornit și o comunitate și începeți acolo să creșteți ușor, ușor și ești community manager acolo, din, da. câte, din câte am înțeles cum e. Eu cu Eli am lansat o comunitate care se numește Comunitatea Vorbește Pe Bune și anume îmbinăm trei arii, fapte bune și sustenabilitate, business și carieră și dezvoltare personală și cum să fii tu bine cu tine, că dacă nu ești tu bine cu tine nu pot să-i și pe ceilalți să fie bine cu ei. Exact. Și oarecum, îmbinând toate cele trei subiecte, a ieșit comunitatea asta Vorbește pe Bune, unde ne adunăm toți din toate domeniile respective să discutăm, să dezbatem, să spunem fiecare despre noi, cu ce putem ajuta, să ne împărtășim emoțiile, gândurile și de acolo culegem o faptă bună de făcut, o chestie mai despre antreprenoriat, diverse. Da, da. Și în același timp învățăm cum să transmitem ideea mai departe într-un mod cât mai coerent și autentic. De altfel. Ce, ce fain. și de fapt cu Eli, cum a luat naștere legătura dintre noi și cum am ajuns eu la București de altfel, m-am cunoscut cu Eli când făceam voluntariat la hospice, Casa Speranței. Începuse pandemia și trebuia să strâng fonduri acolo. Și se pornise un proiect prin care trebuia să facem sport de acasă, să motivăm oamenii să ne doneze. Am făcut și eu sportul o lună. și uh, mă filmam în fiecare zi și la un moment dat am spus hmm, dacă depășesc un anumit target, îmi donez părul. Bă și mi l-am donat. Mai aveam o prietenă care avea părul, era rasă la ceafă, dar eu eram așa, vreau părul ca era punzel, dar totuși în același timp îl în toate culorile. Am putut să îmi donez părul. Și atunci i-am scris tot așa lui Elin. Cred că înainte, sau, mă rog, în perioada respectivă i-am scris că dacă mă poate ajuta, deja începusem să o urmăresc de pe YouTube, primul canal de YouTube despre voluntariat din România. Și acolo urmăresc și răm, oh, Există o persoană care face așa ceva la nivelul ăsta și se filmează. O să vreau și o să fac asta. Nu știu când ar face. Și apoi, ulterior, crescând, uh, și eu, dar și ea, i-am scris și am contactat-o și a fost super încântată de treaba pe care o fac. Și mi-a cerut de telefon să mă e, efectiv, în același zi. Și eu am uite, înseamnă că fac bine dacă vrea să vorbim de deja. Și ne-am auzit la telefon, mi-a explicat ce să mai fac ca să curgă treaba, s-a filmat și ea și m-a pe postările ei. Și apoi, super așa random, deja eram trecut la clasa 11, -a, intrasem într-a 12, -a, trece și a 12 aproape și mă gândesc eu ce să fac cu viața mea, nu știam încă că există psihopedagogie specială la facultatea la care sunt. Sunt în anul 3 acum, în București. Și știam asistență socială, psihologie, dar nu știam ceva concret care să se rezume fix pe treaba asta. Pur și simplu. Și zis, mă, hai să vin eu în București să văd ce e de capul Bucureștiului. Tu fiind din? Brașov. Din Brașov. Dintr-un sat de lângă azi. Brașov, da, da, da. <laughs> și, na, am ajuns în București, m-am plimbat cu Eli e, și ce, crezi că unde putea să mă ducă? la ONG-uri. Asta voiam să zic ați făcut prima voastră întâlnire, cred că a fost în tur așa. Da, la da, da, a fost pe la ONG-uri, nici chiar, dar mă rog, am avut un impact destul de mare într-un ONG din București, la asociația Help the People, care este un ONG care se ocupă cu tinerii cu diverse dizabilități și când am văzut tineri atât de deschiși, și cal să mă primească și atât de încântați de faptul că eu o să vin în București peste câteva luni și care vrea să ne vedem în continuare, am fost, bă, Cred că aici e de mine. S-a da, pus da, smanța, da. Că, hmm, parcă mă întorc în București. Da, 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 da. da. E, adică, de pe la Brașov încercasem cam toate oportunitățile din domeniu relativ pe care le știam la în momentul respectiv pe perioada liceului și am zis, bă, ca să cresc și să-mi dau seama spre ce ramură de fapt vreau să mă îndrept, trebuie să ajung într-un oraș în care am mult mai multe oportunități și din perspectiva oportunităților de pe plan profesional, dar și pe plan personal, încât să-mi iau eu viața în propriile mâini, să nu mai depind de ai mei, să. mei mă maturizez. Mm -hmm. Da, da. Ce fain. Deci, practic, acum tu și Eli sunteți nedespărțite, nu? <gântu -i> da, oarecum aș fi fost nedespărțită de ea și altfel, dar între timp mi-a și propus să devin asistenta ei personală și acum o și ajut pe ea, pe partea de Instagram, pe la evenimente, sunt uh, după ea, mâna ei dreaptă. Ce, ce <gântu -i> acum că ziceai cu asociația Help the Help, chiar voiam să te întreb cum cum gestionezi tu așa toate sentimentele și toate tot valul ăsta emoțional care, pe care și eu l-am experimentat de o grămadă de ori, cum cum reușești chiar să te implici complet fără să, să pleci cu problemele acasă. Da, 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 și cu inima așa foarte plină cu naie, cred că da, da, da. greutatea oricului voluntar cum, cum să uh -huh. ai balanța asta. Nu pot să ne, că n, n am plecat de multe ori ac spre casă plângând și frustrată că ce am restul de ce nu au, sau uite cum se bucură spre exemplu și la ajunge mari, sunt copii din centrale de plasament și ch sunt chiar de, din comuna de unde sunt eu și am ieșit odată cu ei în parc și unul dintre copii era atât de aprins să se dea cu o bicicletă și noroc că îl cunoșteam pe un alt băiețel de acolo și l-am rugat să-i dea o bicicletă. Deci am ajuns acasă plângând de frustrare că eu am bicicletă și nu mă dau pe ea și alți copii uite cum ar, cât ar vrea să se dea pe o bicicletă sau faptul că după ce am fost shadow atunci pentru un copil cu autism care era în clasa a, doua sau a treia, Ulterior mi s-a propus să fac terapie acasă cu un adolescent și eu aveam 18 și băiatul ăla la 17 și atunci a fost impactul ăla pentru mine. Băi, suntem de aceeași seamă și oi... Noi facem puzzle împreună și eu explic cum să citească pe litere și să citească trei propoziții. Adică a fost pentru mine nivelul ăla de de cine sunt eu să dau mai departe atât de multe chestii, când de fapt am conștientizat că mă pot să fac asta și că nu ține de vârsta pe care o am, ci de modul în care prind lucrurile și cum mă descurc, da. de fapt. Da. Dar e complicat și complex să nu pleci fără, să nu te atașezi emoțional acum. Și totuși dacă... De ce? de ce să mergem la voluntariat? Adică să zicem că eu un om așa care ar vrea să facă voluntariat, n-a mai făcut, nu știe de unde să ia și nu, nu e motivat. Uh -huh. De ce să meargă la voluntariat? De ce să facă voluntariat? A, uite, pentru mine, spre exemplu, a fost calea de a decide ce vreau să fac de fapt cu viața mea, dându-mi seama că am o atragere așa către centre de plasament, persoane cu dizabilități, persoane din medii defavorizate, atunci mi-am dat seama că trebuie să mă orientez spre zona asta. Și așa am tot căutat, căutat și mi-a spus cineva de psihopedagogie specială. Aș recomanda ca să încerci treaba asta, poate să descoperi un nou hobby. Poate să descoperi jobul visurilor tale, pe care nu știi că o să-l ai vreodată sau că nu o să-l găsești, că nu există. Ei bine, există, dar prin voluntariatul îl poți găsi. Adică poți să faci voluntariat în orice domeniu despre orice vrei tu, că i muzică, că i dans, că concerte, festivaluri, sport, nici nu știu ce mai să mai zic, dar peste tot poți să faci voluntariat. Doar pui o întrebare, chiar dacă nu există, nu s a, făc, -a făcut nimeni niciodată acolo, pui o întrebare și să vezi că se poate. Care ar fi, așa, abilitățile pe care le-ai domândit prin mm -hmm. voluntariat? Clar, partea asta educativă de. Am dat seama că pot să mă proiectez ca și un mini-trainer, <laughs> adică, deși. N am, n-am știut că așa mă poziționează de fapt toate treburile astea pe care le făceam că mergeam în școli cu salvați copii să vorbesc despre bullying, cyberbullying, educație pentru sănătate. Mi se părea că doar merg și povestesc din informațiile pe care eu le știam. Când ulterior am descoperit acum cu proiectele Erasmus că de fapt mă numesc lucrător de tineret. Mi-am dat seama că relativ știu câte ceva din multe, mă descurc în destul de multe domenii să găsesc o rezolvare sau dacă nu, dacă nu știu eu rezolvarea propriu-zis, deja am cunoscut persoane care să mă ajute să găsesc o soluție. Adică știu pe cineva care știe pe cineva, care știe pe cineva. Exact ce facem și noi în comunitatea, vorbește pe bune. <laughs> <laughs> Alexandra, vreau să ne jucăm puțin. Uh -huh. Am pregătit, mă rog, am pregătit, am descărcat ilegal, legal, <laughs> trei poze de pe Instagram-ul tău. Oh. Eu o să-ți arăt momentele voluntar, voluntaricești. Nu știu dacă există cuvânt, <laughs> dar e frumos, să-l <laughs> <laughs> inventăm noi, exact. Și vreau să-mi povestești. Cum a fost ziua din poza asta pentru tine? Ce interesant. Și... <laughs> da. Ok. Prima poză. <laughs> da. Aici a fost tot așa, o atitudine de a mea de community manager, pentru că el a fost plecat o perioadă. Aici eram uh, într un depozit cu foarte multe donații pentru Ucraina, pentru că era fix în timpul războiului. Și numai noi știm câte tiruri au plecat încărcate cu medicamente, cu pempăși, cu da, mâncare, cu haine, acolo. multe. Și el, la un moment dat a fost plecată și a picat pe mine, nu mai știu ce sumă de bani, destul de măricică. Nu fusese pusă într-o poziție de genul cu atât de mulți bani și să depindă alegerile mele concrete, adică iau mai mult uh, lapte praf pentru bebeluși sau iau mai multă mâncare de adulți. Și era da, da, oarecum da, da. am încercat să pun în balanță, ok, ce am trimis data trecută, am trimis mai mult uh, mâncare pentru adulți, ok, de data asta trimite mai mult lapte, praf, nu știu. Am încercat oarecum să le îmbin, să fie o balanță între ce mai aveam deja în depozit, ce mai puteam trimite, ce mai trimiteau alții și așa mai departe. Să creăm o balanță, să nu fie nimeni pe minus. E second. Aici eu cred că te ating așa la suflete, puțin. Da. Da. <laughs> da. Deci aici a fost uh, am fost într-o tabără cu copiii din centrul de plasament de la Ajungem Mari. Tabăra respectivă era... Îi pregătea oarecum de părăsirea centrului și a fost despre gestionarea banilor, timpului, la ce să se aștepte, pericole. Eram o udă toată pentru că am avut o serie de activități afară în foaie cu ei, ne-am bucurat la maxim, am dansat, am făcut flotări, genofecțiuni. A <laughs> da, a fost o emoție frumoasă simțită acolo, am stat o săptămână full cu ei anul trecut. Și am plecat super încărcată de energie și de cât de ordonați sunt și cât de frumos se integrează unii cu alții și cum colaborează. Adică mereu îmi țineau loc la masă lângă ei. Și ultima, bine, poate, poate îți dai seama, dar pentru că ești un podcast at Faber, bineînțeles că am ales ultima poță cu, cu tine la Technovation și voiam să te întreb cu ocazia asta cum a fost pentru tine experiența uh -huh. de atunci și cum, cum ți s-au părut fetele care vor să schimbe da. și ele lumea. așa cum. Mi s-a părut uh, nice uh, inițiativa, dar și experiența în sine foarte complex și extrem de bine de elaborat, adică gândite cu gândiseră cu 10 pași înainte și știau să răspund la toate întrebările, adică am rămas mască de Că de personalizat. Da, da, lor, da, așa, da, 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 da. Adică în unele proiecte Erasmus la care mai particip acum, pare că nu decurge așa. Toate erau utile și cu impact pozitiv și social, că mai era parcă și ceva ce ajutau pe oamenii în practică, ținta uh -huh. și scopul da, poate toate un program clar. Să ajute și uh -huh. să facă o mai frumoasă. Ca să rămânem tot așa în, puțin în puțină sfera tehnologiei, vreau să te întreb cum, cum ți se pare că te ajută pe tine internetul, social media, în a face bine, în uh -huh. voluntariate. Deși nu am un număr extraordinar de mare de urmăritori pe nicio rețea de socializare, pentru că nu a fost neapărat focusul să fac doar asta, să cresc, să mă apuc să postez constant. Deși, na, ultimele postări sunt de una cel puțin foarte care transmit sentimente din voluntariat și așa mai departe, dar mă ajută mult, adică în, sunt persoane care îmi place așa că îmi scriu și că știu că ai o comunitate faină și sunt, mă, dar puține persoane, dar am o comunitate faină, zică. Și în principiu toate oportunitățile pe care le găsesc din toate domeniile, de acolo le găsesc. Deci dacă n-ar fi, n-aș fi știut de foarte multe de, dintre ele și asta e un plus maxim pe care pot să-l dau și la fel orice oportunitate pe care o găsesc când am energia să le dau mai departe, lei și pe toate și funcționează, adică am văzut asta pentru că am făcut uh, un 3 sau 4 strângeri de fonduri pe, de pe contul meu de Instagram și am strâns la fiecare cel puțin 1.500 de lei și nu m-am străduit mai mult de o lună, adică și doar din persoane fizice din persoane care mă urmăresc pe mine și mă cunosc am demonstrat de fiecare dată ce se întâmplă cu banii că îmi dau interesul să fac ceva ca să o, ca oamenii să doneze și asta a contat mult pentru ei că sunt transparentă. Noi am participat și eu și tu la Swimaton anul ăsta și chiar a fost, pentru mine a fost uimitor, poate nu, în anii trecuți nu m-am uitat exact la cât de mulți chiar sunt ca mine și fac și pun story-uri și încearcă uh -huh. și, și chiar am rămas eram, eram atât de bucuroasă să văd că ne-am strâns așa de prin tot Bucureștiul, să facem bine pentru atât de multe asociații, eram uite, uite cât de fain poate să fie internet Acum iar vreau să ne jucăm puțin Ei. <laughs> uh, ai telefonul cumva la tine? Uh, da Poți să pui, te rog, cronometru un minut Mhm uh -huh. O să trebuiască să-mi răspuns într-un minut la cât mai multe întrebări. Sunt gata. 1, 2, 3. Destinația ta preferată de călătorie? România. Câini sau pisici? Câini. Câin. Ciocolată sau vanilie? Vanilie. Ce abilitate ai dori să înveți? Uh, să cânt. Dacă ai putea călători în timp, unde ai merge? Uh, Tot acasă la mine. <laughs> Motoul în viață? Mo mm Mm. Care este un hobby, încă din copilărie? Te mai lasă, mai gândești la uh, el. Eh? Dansul Aplicația pe care o folosești cel mai mult? Insta. Dacă ai putea rezolva orice problemă globală, care ar fi? Uh, educația. Modelul tău de urmat. Uh, eu. Dacă ai putea <laughs> învăța instantaneu orice limbă, care ar fi aceea? Uh, limbajul semnelor. Serialul preferat. N-am știu. Ce îi spune Alexandrei Mică? Ești frumoasă și cu coșuri! care ar fi motoul meu, de fapt e un moto între mine și Eli, care e, se spune, ești doar un om, asta pentru că, nu știu ce, împărat sau habar n-am cine, își angajează o persoană care în mod special să stea pe lângă el, să-i reamintească în viața de zi cu zi, ești doar un om. Și asta îi mai spun eu lui Eli câteodată, mai spune și a mie înapoi și am și un tatuaj reprezentativ pentru treaba asta, care este în greacă, scrie Meraki, l-am descoperit în primul meu proiect. Meraki? Uh -huh. Meraki. Că ești trup și suflet pentru ceea ce faci. Că ești foarte dedicat, super pasionat de ceea ce faci. Și că asta se pentru mine, voluntariatul. Așa, spre final, aș vrea să mai întreb două lucruri. În primul rând, ce vis ai acum, Alexandra? Așa... Pentru tine, uh -huh. pentru lume, pentru țara ta, pe care văd că iubești foarte mult țara noastră. Ba, am zis România pentru că n-am vizitat foarte multe din România și chiar înainte să ajung să vizitez toate celelalte colțurile, nu mi-aș vrea să vizitez România în fiecare colț. Vreau să încep să fiu mult mai activă pe rețelele de socializare și să povestesc, să-mi dau voie să fiu eu din toate punctele de vedere și să dau drumul la glas, pentru că pot să spun multe, chiar dacă m-am poziționat mereu ca cine sunt eu să vorbesc despre asta, am doar 21 de ani. Și mi-ar plăcea să termin facultatea, masterul și toate cele și să... Cel mai probabil m-aș vedea antreprenor, freelancer, ceva pe partea asta. Nu știu dacă să-mi deschid eu propriul ONG, dar aș vrea un cabinet de terapie sau ceva pe ramura asta socială. Deci, cu siguranță o să fac ceva după ce am toate diplomele necesare în domeniu ca să activez corect din toate punctele de vedere, dar și cunoștințele de altfel, nu doar diplomele. Și vreau să fiu tot așa un influencer, de fapt, bune cum e el și cum e inspirat el să fiu. Ce... Mă rog, simt că sunt deja, dar vreau să-mi dau voie să transmit mult mai mult decât am făcut-o până acum și la un alt nivel. Și ultima întrebare, pentru că încercăm puțin să. Așa la podcastul Educație 3.0 încercăm să le arătăm oamenilor că internetul, mediul online, tehnologia poate fi și bună, cum uh -huh. am vorbit și noi acum, că chiar poți face fapte bune foarte multe în online, poți să ajut, poți face fundraising, poți face o grămadă de lucruri. Vreau să te întreb așa și încercăm să întrebăm asta pe toți invita invitații noștri. Ce te-a te ajutat pe tine așa ca persoană cel mai mult din, din lumea asta online, din mediul online? Cred că mult m-au ajutat persoanele pe care le-am cunoscut din domeniul ONG, propriu zis, pentru că automat s-a creat o legătură și ei făcând bine, eu făcând bine, ne reacționam cu mai multă ușurință și ne încurajam cu mai multă ușurință și ne șeruiam altfel față de reticența altor persoane care, de câte ori să tot dau șer la aceeași postare să salvăm căței pisicuțe dona, sânge, mai lăsați-mă în pace. Ei fac asta constant și nu au nicio problemă în a șerui aceeași informație de 10 ori dacă fac o faptă bună. Online nu m-a ajutat super mult să găsesc persoanele care sunt din același domeniu ca și mine și care cred în aceeași în aceleași cauze, motive de făcut fapte bune și așa mai departe. Adică mi-a elargit mult orizonturile din foarte multe perspective. Ce frumos! Uh -huh. oh, mulțumim mult, Alexandra, pentru tot ce am povestit azi. Eu chiar o să invit lumea să, să dea așa follow, mai ales pentru că chiar este adevărat, Alexandra, că totodată face așa niște cârnați de story <laughs> cu oportunități și, și poate chiar o să nu știu, poate ascultătorii noștri vor să planteze un copac alături de Alexandra. Cred că încă, încă primești voluntar. Da, nu? cu siguranță, cu siguranță. Ei, și eu abia aștept să plantez niște copaci cu tine. Mulțumim uh, tare, tare mult pentru azi. Mulțumesc mult și eu de invitație. Mi-a părut bine să ne revedem într-un astfel de mediu să povestim de bine. Ei, ce frumos, <laughs> Alexandra. Gata, dragilor. Ciao, <laughs> ne vedem. See you soon. <laughs>